A fost o duminică încărcată pentru echipa de campanie Dreapta Unită, care a stat de vorbă cu oamenii veniți la celebrul târg de la Broșteni, dar și cu cei care locuiesc în pitoreasca comună montană Podeni. Împreună cu candidații Dreapta Unită, Ramona Cupă, candidatul Alianței pentru președinția Consiliului Județean Mehedinți, a străbătut duminică dimineață celebrul târg din Broșteni, unde echipa a discutat cu oamenii despre proiecte și soluții. Ca în fiecare duminică, în acest târg este multă animație, iar comuna vibrează. Printre concluziile subliniate de majoritatea celor care au discutat astăzi cu echipa de campanie, predomină necesitatea instituirii unei administrații locale profesioniste și mereu în slujba cetățenilor. Dreapta Unită se află la numărul 4 pe buletinul de vot, iar cetățenii de aici pot da o șansă acestei alianțe la conducerea comunei Broșteni. Totuși, chiar dacă târgul este unul foarte frumos amenajat și căutat, comuna are și probleme rămase nerezolvate de multă vreme. Una dintre marile probleme cu care ne confruntăm cu toții este apa potabilă. Aceste lucrări fiind începute acum circa 12 ani de zile, ele nefiind finalizate nici în ziua de azi. O altă mare problemă cu care ne confruntăm cu toți, în special tineretul, este lipsa locurilor de muncă. Acești tineri sunt obligați să plece în vestul sau estul țării sau ba chiar mai rău în afara țării pentru căutarea unui loc de muncă. Dar ca să ținem tineretul aproape și să aducem investitori, este nevoie să le oferim niște facilități, cum ar fi, așa cum am menționat, apa potabilă, canalizări, asfaltarea tuturor străzilor și uliților satelor, gazele naturale, întrucât suntem în vecinătatea municipiului Mângătu sau chiar la granița, unde se găsesc gaze, putem racorda și noi comuna la gaze naturale. O altă mare investiție pe care aș vedea-o în comuna Broșteni este un parc fotovoltaic prin care să ne asigure iluminatul stradal public, chiar grădinițe, școli. Și în comuna Podeni, una dintre cele mai pitorești din munții Mehedințului, echipa de campanie Dreapta Unită a ajuns și a găsit pe localnici la cea mai mare sărbătoare a satului, sugestiv intitulată Nedea Munților. Zona este una superbă, dar din păcate potențialul turistic este neexploatat suficient, aici fiind doar o singură pensiune în satul Gornenți. De altfel, însoțit de Ramona Cupă, candidatul Dreptei Unite pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, Romeo Birovescu, cel care candidează pentru funcția de primar la Podeni, a vorbit despre șansa uriașă pe care turismul ar putea să ofere dezvoltării economice și sociale din zonă. Mă numesc Romeo Birovescu, sunt candidat din partea Dreptei Unite, reprezint pe cei din Dreapta Unită pentru primăria Podeni și Consiliul Local. Obiectivele mele ar fi dezvoltarea turistică în comună cât mai mult și doresc să aduc cât mai mult investitori și tineri înapoi în comună. Dreapta Unită respectă tradițiile și obiceiurile oamenilor muntelui din Mehedinți și își dorește promovarea zonei și exploatarea inteligentă a potențialului turistic de aici.